Pe data de 13 septembrie, pompierii mureșeni vor marca 164 de ani de existență. Și pentru că românii au votat această instituție ca fiind cea mai de încredere, pompierii organizează în acest an numeroase activități care să-i implice și pe cetățeni. Manifestările de acum sunt fără precedent, cel puțin în județul nostru. Timp de o săptămână, pompierii organizează marșuri, demonstrații sau concursuri pentru mureșeni. Dar și reghinenii sunt invitați să participe la activitățile celor de la Inspectoratul pentru situații de urgență. Și asta cu atât mai mult cu cât mâine porțile unității din Reghin vor fi deschise. Pe data de 12 vom desfășura ziua porților deschise la detașamentul de pompieri Reghin, deci între orele 9 și 12. Așteptăm pe toți cei care doresc să treacă pe la pompieri, să ne vadă, să vadă tehnica din dotare, o să pregătim și câteva exerciții demonstrative. Oricine poate să intre, să ne viziteze, să ne contacteze, să stăm de vorbă. Dar activitățile de amploare nu se opresc aici. Poimâine, pe data de 13 septembrie, centrul Târgu Mureșului va găzdui una dintre cele mai mari parade ale pompierilor, unde surprizele se vor ține lanț. Avem pe data de 13 septembrie în zona centrală a municipiului Târgu Mureș o defilare cu expoziție de mașini, cu exerciții demonstrative, cu defilarea subunității unde voi participa și eu cu un pluton de la detașamentul de pompieri Reghin la defilare. Activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Pompierilor au început încă de duminică, unde în centrul Târgu Mureșului 10 de persoane au participat la crosul organizat de cei de la ISU. Câștigătorii au fost medaliați și premiați chiar de către comandantul Inspectoratului Mureș, Dorin Oltean. În următoarele zile se va mai organiza și o demonstrație cu scafandri pe râul Mureș, iar săptămâna dedicată pompierilor se va încheia cu o slujbă de comemorare în comuna Sărmașu. Până atunci, însă, detașamentul de pompieri din Reghin vă așteaptă mâine între orele 9 și 12 la ziua porților deschise, unde veți avea parte de demonstrații și veți putea studia îndeaproape mașinile de intervenție și felul în care funcționează. Data de 13 septembrie a fost aleasă oficial ca fiind Ziua Pompierilor, în amintirea eroismului dovedit în bătălia din Dealul Spirii de către înaintașii pompierilor din 1848.